Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bună ziua YouTube. De data asta voi face o etalare pentru următoarele zile, următoarea săptămână, zodia Vărsător, luna sau ascendent în zodia Vărsător. Să vedem ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână pentru noi. Cum va fi această săptămână pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin și au energie pozitivă. Cum va fi, ce se va întâmpla pentru tine, cel care mă urmărești în momentul de față, ce trebuie tu să știi? Pachetul este pregătit, haideți să vedem. Au vrut să iasă două, ok. Da. Aici văd că în următoarele zile e posibil să auziți anumite bârfe sau să aveți grijă la o femeie cu care colaborați, munciți sau pur și simplu o persoană care bagă intrigă sau bârfește. Sau văd aici că veți auzi bârfe. Taur, Fecioară, Capricorn pot avea un rol important la locul de muncă sau acasă, de la o persoană care este simplă, care nu dă foarte multă importanță pe anumite principii și valori. Văd că veți munci, dar se cere prudență, da? La această femeie sau la această persoană cu care colaborați, munciți sau sunteți. Aveți grijă la ceea ce comunicați, aveți grijă la ceea ce spuneți. Văd că veți munci foarte mult și văd că veți fi foarte ambițios să construiți o carieră de succes. Văd că veți fi alături de persoane dragi vouă, veți ocupa de casă, și veți face ceea ce vă face plăcere să faceți în următoarele zile, în următoarea săptămână. Văd că veți intra în legătură cu un avocat sau cu o instituție de stat sau va trebui să luați o decizie, veți da poate un examen, veți intra în legătură cu un profesionist, nu știu. Sunt aici anumite probleme legale sau sunt probleme legale de rezolvat sau veți reuși să concludeți aceste probleme? Marții văd că inteligența, logica, raționalitatea, echilibru, armonia, o decizie înțeleaptă va avea un rol important în viața noastră. Cifra 62, 8, 66, 12, 3, 6, 90, 91, 10, 42, 92 pot avea un rol important. Văd un tânăr care poate avea un rol important direct sau indirect în viața noastră, o persoană mai tânără sau o persoană tânără cu care veți intra în contact, care va avea un rol important, poate cu care veți comunica, veți lucra, veți lua decizii, cu care veți sta, veți petrece sau va interesa sau vă va interesa. Văd și că vor fi anumite atacuri sau conflicte sau dumneavoastră veți fi mai conflictuali. Și vă va deranja ceva și e posibil să comunicați concis, clar și direct acest lucru și poate veți pleca la atac, da? Sau poate veți trece prin anumite adversități din cauza altor persoane, da? O agresiune verbală sau pur și simplu cineva în jurul nostru va fi mai impulsiv, mai agresiv și cum am zis, veți ataca sau ori în jurul noastră se va întâmpla aceste conflicte sau aceste dușmănii. Vi se spune să fiți atenți la persoane care au haină militară în următoarea săptămână, să aveți grijă la drum, la regulile de circulație, să dați mai multă atenție la persoane care lucrează într-o instituție și au haină militară. E o alarmă aici sau e posibil să întâlniți un control în drumurile dumneavoastră, da? Un control de rutină.
cum ar fi poliția stradală sau jandarmeria sau, nu știu, văd aici că e nevoie să vă protejați, să fiți mai în gardă, mai atenți, mai controlați, să vă protejați. Văd că cineva va încerca să vă seducă. Văd o persoană care va încerca să vă tenteze, o persoană care are cornițe, care e o persoană care e posibil să se simtă atrasă sau atrasă de dumneavoastră, sau dumneavoastră să fiți mai seducători și să vă simțiți mai seducători, să cineva să vă curteze, sau dumneavoastră poate dori să curtați pe cineva. Aici văd că este o ocazie mai ambiguă între dumneavoastră și o anumită persoană. Sau cineva va încerca să se pună bine pe lângă dumneavoastră pentru a vă seduce, să spunem așa, da? Pasiune, atracție. Și văd că este nevoie de o căsătorie, o uniune, poate avea un rol important un profesor, o persoană mai tânără, zodia Taur, poate avea un rol important. Aici văd că vi se spune să veți intra în legătură cu o persoană mai în vârstă, înțeleaptă, care este moderată sau... văd aici că e posibil în următoarea săptămână să doriți să studiați sau să învățați ceva nou, să intrați în legătură cu un profesor, cu un preot, da, și e nevoie să fiți moderați, echilibrați sau să fiți, nu știu, veți dori să învățați și veți intra în legătură cu un profesor care vă va învăța ceva nou. Sau poate dumneavoastră veți fi mai echilibrați și mai moderați, mai înțelepți cu privire la familie, la o căsătorie, cu privire la loc, cu privire la o instituție sau la locul de muncă. Văd o înțelepciune aici, o lecție de viață. Văd că o persoană mai în vârstă vă va da sfaturi cu ceea ce trebuie să faceți cu privire la o situație. Haideți să vedem ce vă transmite Lenormandul pentru următoarele zile, următoarea săptămână. Un bărbat în semn de pământ, aur, fecioară, capricorn. Văd noroc, văd afaceri, intrări de bani. Haideți să vedem. Mulțumesc. Ok. E posibil să intrați în legătură cu o persoană care nu vede foarte clar, să fie anumite neînțelegeri sau să fie o persoană care doarme foarte târziu noaptea. Văd foarte multă pasiune, visați noaptea dumneavoastră și aveți vise premonitorii, fiți atenți la aceste vise. Văd că vă gândiți la... nu mai vor să iasă. Haideți să vedem dacă mai vrea să iasă încă una. Ok. Vă gândiți, nu știu, la mama dumneavoastră, la familia de origine. Vă gândiți la o afacere din trecut, să rezolvați o situație din trecut, dar trebuie să așteptați vești din partea unei instituții din trecut sau unei situații din trecut sau din partea unei persoane din trecut. Îmi spune de acest trecut. Vă gândiți la afacerea noastră, la jobul noastră, la cariera noastră, la bani. Și aici îmi spune că vă ocupați foarte mult de intuiție sau sunteți foarte intuitivi. Intuiția are un rol important în viața dumneavoastră. Văd aici că veți primi recunoștință în public sau pentru intuiția dumneavoastră. Aveți un rol matern important, pentru unii aveți copii, sunteți o persoană foarte profundă, emoțional profundă, o persoană înțeleaptă, o persoană de referiment. Cum se spune în românește referimentul?
De aceea mi este greu mie să mă exprim cum aș vrea. Parcă trebuie să faceți niște afaceri dacă sunteți peste hotare în țara de origine. Alții văd că familia va avea un rol important, un membru din familia dumneavoastră vă va ajuta cu privire la afaceri sau cu privire la resursele financiare. Văd că investițiile financiare pentru familia dumneavoastră au un rol important. Dar aici, cu acești șoricei, îmi spune că e posibil să fie neînțelegeri de la bani sau secrete, dușmani ascunși, ceva să vă fie ținut în secret cu privire la bani, să fie persoane care vă bârfesc în secret sau, nu știu, prieteni care poate îl sfătuiesc sau o sfătuiește pe persoana iubită, pe persoana dragă vouă și de acolo sunt anumite neînțelegeri în ce privesc banii. Cu acești topolini văd că sunteți un pic dezamăgită sau tristă că funcționează în acest mod lucrurile. Văd o pierdere, da? Și sunt bani puțini sau vi se oferă bani puțini și acest lucru vă întristează. Dar cu acest copac aici îmi spune că aveți parte de stabilitate, aveți bine rădăcinile înfipte în pământ. Văd că veți fi sănătoși, această relație va dura pe termen lung sau această familie va dura pe termen lung sau cineva văd că ascunde ceva sau face ceva nascuns pe plan financiar pentru investițiile familiei. În acest mod există stabilitate financiară pe termen lung. Da? Și familia de origine are un rol important. Cineva vrea aici să construiască o familie care va dura pe termen lung. Dar aici, cu această coasă și cu această legătură, văd că vreți să eliminați persoanele toxice din viața noastră, să eliminați situațiile care nu mai aveți nevoie. Văd că se termină un sfârșit de ciclu aici. Doriți să vă culegeți roadele muncii voastre. Văd că veți da ceva la spate, persoane, situații. Veți elimina ceva ce nu mai aveți nevoie. Și văd că veți primi vești pe internet, rețele de socializare, veți primi un pachet sau veți trimite un pachet, veți auzi bârfe la telefon, de la drum, da? De la distanță. Aici văd că doriți să plecați la drum sau să doriți să luați un avion, cifra 4, poate 4 persoane. Doriți să dați naștere un nou început și văd că un copil poate avea un rol important. Vă veți ocupa de acest lucru, poate un copil sau doi copii sau copilul dumneavoastră sau persoana mai tânără dorește să plece peste hotare sau să plece la drum cu un prieten sau o prietenă și văd că parcă e o familie de 4 sau o familie de 5, din 5 rămân 4. Cifra 17, 12, 5, 23, 32, 34, 7 pot avea un rol important. Văd că trebuie să oferiți bani copiilor sau doriți să cumpărați un bilet de avion pe internet. Sunt bârfe aici și veți auzi bârfe. Văd pe cineva care dorește să zboare sau să plece. Veți fi în mijlocul al mai multor persoane. Haideți să vedem ce vă transmit îngerii, dragii mei. Veți face exercițiu fizic în următoarea săptămână și acest lucru vă va ajuta pentru a vă oferi mai multă energie, pentru a te simți mai puternic în orice lucru, în orice situație. Văd că vei oferi bani, poate la sală sau sportul sau nu știu. Văd că vei lua inițiativa imprenditorială sau vei crea o nouă idee imprenditorială, vei începe ceva nou sau vei avea oportunitate de carieră și vei merge până la sfârșit cu această carieră. Văd că vei avea un job sau o oportunitate, vești pentru acest loc de muncă. Ți se spune să fii răbdare, să ai răbdare, să fii răbdător, că tu ceea ce ceri se va realiza.
Dar trebuie doar să ai răbdare, pentru că sunt înainte anumiți factori invizibili care trebuie să se verifice pentru ca dorința ta să se îndeplinească. Ți se spune să fii răbdător și în toamnă văd aici că vei avea parte de rezolvări și de un nou început cu privire la jobul tău, la cariera ta.